Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea a organizat astăzi cea de a patra ceremonie nunta de aur din acest an. Cu această ocazie, 56 de cupluri de râmniceni au fost invitate în sala de festivități a Colegiului Național Mircea cel Bătrân pentru a fi sărbătorite de administrația locală cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsnicie. Primarul Mircea Gutău le-a urat tuturor celor prezenți să se bucure de încă mulți ani împreună. Le-a mulțumit pentru exemplul pe care îl oferă generațiilor mai tinere și, dată fiind apropierea sfârșitului de an, le-a urat să aibă parte numai de sănătate și mult bine în 2024. Rechile aniversate au primit din partea primăriei municipiului diploma de fidelitate, o floare și un premiu în valoare de 1000 de lei sub formă de etichete sociale. În total, anul acesta, municipalitatea a premiat 187 de cupluri de râmniceni.